vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi este să ne jucăm Bravo iBrawler! Pentru că le-am deblocat pe Stiu și cu toții avem Stiu, o să fie o sarcină foarte ușoară în episodul de astăzi, probabil că o să fie că am ales Stiu câștigător, dar o să vedem, pentru că prima dată o să vă jurizez eu pe voi, după care o să aleg o fată din match și apoi un băiat care o să ne jurizeze el. Cum se face această jurizare? Avem o hartă. Eu mă duc după gardul acela și sunt ca jurată. Ceilalți vă puneți trenulețul în spate, vă puneți în rând și veniți pe rând la mine ca să vedeți dacă o să treceți mai departe cu brawlerul pe care voi l-ați ales să concurați. Dacă treceți mai departe, vă fac semn să treceți, dacă nu, o să vă omor. Iar la sfârșit o să vedem cine câștigă, cine are cel mai șmecher brawler din match. În primul rând să dați mare subscribe, să activați clopoțelul, mă găsiți pe Trovo, fac live în fiecare zi, găsiți link în descriere de la ora 2, Instagram foxy.insta și TikTok foxy.tiktok. Nu aveți voie să vă bateți între voi, atâta da, apropo, Foxy, trebuie să faceți, să veniți și să vă jurizez, da. Cred că tu ești singura fată din match. A, și cred că singura fată din match, deci probabil o să pună doi băieți să jurizeze dacă nu este nicio altă fată. Deci prima dată eu sunt jurata, după care o să aleg doi dintre voi care o să ne jurizeze pe noi, inclusiv pe mine. Și o să fie super amuzant, așa că vă rog frumos să dați ready și să înceapă distracția. Alegeți-vă brawlerul cu care credeți voi că o să câștigați astăzi, având în vedere că s-a băgat și noul brawler. Faza este următoarea. De obicei, dacă sunt dubluri, adică dacă același brawler este de două ori, este eliminat din cursă, pentru că nu poate să câștige doi brawleri. Dar dacă mă găsesc și toți sunteți Stiu, probabil că toți o să câștigați, că n-am cum să vă elimin pe toți, că aș elimina toată proba. Mamă, deci ready, vă rog, Adrian, Alex, aștept să dați ready. Haideți! Haide, Adrian, tu ești ultimul care nu a dat ready. Așteptăm. Aveți 5 secunde să dați ready. Dacă nu dați ready în 5 secunde, cuvintele mele magice sunt ready sau keep. Bun. E bine, n-am început numărarea inversă, că dacă o începeam era grav. Bun, hai să începă distracția. Mă duc acolo sus. Dacă nu știți exact cum se joacă, așteptați să vedeți ce fac ceilalți care știu deja. Uite, bun. Alex este primul. Nu, Cosmin este primul. Bineînțeles că Spike trece mai departe. Este legendară. Mr. P trece mai departe. Îmi place brawlerul acesta. Da, și Sandy trece mai departe. Mr. P, treci mai departe, te rog. Aoleu, că Spike e dublură, deci o să fie eliminat după aceea. Treci momentan mai departe. Așa. Leon, treci mai departe. Crău, mamă, crău, treci mai departe, ia. Oh, Stiu! Stai să nu-mi dau ultima ta. Stiu, treci mai departe. Rugămintea mea este să vă dați mai încolo ca să nu vă nimeresc cu atacul. Rico, ești primul eliminat pe ziua de astăzi. Ești Stiu sub acoperire, așa că scuză-mă că zic. Nita, treci mai departe. Bun. Acum veniți la mine să... Trebuie să elimin până rămâne doar un singur brawler câștigător. Spike, treci mai departe. De fapt nu treci mai departe. Acum mi-am dat seama că voi sunteți dubluri. Deci dublurile sunt eliminate. Îmi pare rău, v-a spus aceleași brawler. Dacă sunteți dubluri, adio. Leon, îmi place, dar astăzi cam știți ce o să câștige. Stiu, vino încoace! Și Nita, îmi pare rău. În mod normal aș fi ales al brawler, dar având în vedere că este brawlerul zilei, o să câștige Stiu. Bun. Ăsta a fost primul match. Acum voi o să fiți jurați. O să aleg pe Moș Crăciun să ne jurizeze. Deci Moș Crăciun te duce acolo unde am stat eu și noi venim pe rând la tine să ne jurizezi.
Eu o să mă pun cu Stiu și o să văd dacă mă alegi câștigătoare, dacă nu, nu e nicio problemă. Vreau să alegeți cu inima, să alegeți ce credeți voi că vă place cel mai mult dintre brawlerii pe care îi vedeți pe hartă. Deci Moș Crăciun astăzi ne jurizează, după care o să mai aleg încă o persoană să ne jurizeze. Haide, that's ready! Eu concurez tot cu Stiu, asta e, dacă o să mă mai întâlnesc cu altcineva care este Stiu, probabil că o să fiu scoasă pentru că o să fiu o dublură, dar o să vedem cine o să câștige. Mă las să intru cu fata, am înțeles. Acum, cum s-a intrat, o să facem alte minigame-uri și o să intri probabil la Bravo Ice Skin sau Bravo Ice Pin sau așa mai departe, pentru că noi facem tot felul de minigame-uri. Deci Moș Crăciun ne jurizează astăzi. Hai să vedem unde e Moș Crăciun. Du-te sus, Moș Crăciun. Du-te acolo, sus, după barigată. Sper că m-auzi, nu știu. Moș Crăciun, aici du-te. Bun, gata. Hai să vedem, Jean? Mi place de Jean? Moș Crăciun, du-te acolo sus! Și jurizează brawlerii. Ia vezi, îți place de Alex? Alex trece mai departe. Următorul. Nu prea știe Moș Crăciun ce trebuie să facă. A, nu-i mai place de el. Ok, hai să vedem. Pe Byron îl lasă să treacă mai departe. Pe Stiu? Sunt dublură, vai de mine. Moș Crăciun, tu trebuie să stai aici tot timpul la barigadă și să ne iei pe rând. Hai să vedem. L-a lăsat pe colonelul Ruffs. Vezi că mai suntem aici persoane care așteptăm să ne jurizezi. Moș Crăciun nu prea jurizează așa, nu știu cât. Aoleu. Atunci o să pun data viitoare pe cineva care știe despre ce este vorba. Bun, acum cred că s-o prins ce trebuie să facă. Acum azi eu. Mamă, deja îi elimină? Eu trec cu și și elimină acum. Eu ce zici? Mă lași sau mă omor? Mă omoară, nu cred! Da, pentru că îți dublură, dar trebuie să-l omor și pe Cosmin, că e dublură. Hai să vedem ce face. Aoleu, păi și pe restul nu-i jurizez. Așa. No, acum eu zic să alegi un câștigător. Sunt curioasă pe cine alege. Să lași doar un brawler în viață la ultima dată. Ce brawler o să aleagă câștigător? Dintre Nita și Mortis, aparent. Deci Mortis! A câștigat Mortis! Felicitări, felicitări, felicitări! No, acum trebuie să vă dați bucata ca să încheiați meciul. Deci Mortis a ieșit talul acesta câștigător. Felicitări! Bun. Acum o să-l pun pe Cosmin să ne jurizeze. Cosmin știe despre ce este vorba. Hai să schimb brawlerul. Vreau să fiu jurizată cu alt brawler de data aceasta. Și mă gândesc cu ce brawler aș putea câștiga, ce brawler i-ar plăcea. O să mă pun cu colonelul Ruffs și o să vedem. Deci Cosmin ne jurizează în cel de-al treilea meci. Chiar îți curioasă ce o să se întâmple. Alex typing. Ce typing Alex aici? Ce ne scrii? Ce povești, și eu știu. A, și Alex știe. Am înțeles, dar deja am pus pe Cosmin. Va trebui să mai intre cineva, că văd că s-a ieșit. Ca să vedeți exact cum se face. Că puțin Moș Crăciun era așa, în dubii, ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac. Acum aveți experiența, după care o să facem și Bravo Ice Skin, Bravo Ice Pin și se joacă în același mod. Hai să vedem să mai intre o singură persoană, mai este un loc. Bun, a intrat Boss Adi. Hai să stăm ready și așteptăm jurizarea lui Cosmin. Eu concurez cu colonel Ruffs. Sper să câștig, dacă nu câștig nu-i nicio problemă. A intrat David acum, am înțeles. Bun, dați ready și nu mai stați pe gânduri. Hmm.
Nu mai stați pe gânduri, barosanilor! Dați ready acolo să vedem, că abia aștept să ne jurizeze, să vedem cine mai câștigă. Hai Alex, dă-i ready. Dacă nu, cuvintele magice. Adi, la fel, cuvintele magice. Ready sau kick? Aveți 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Să știți că se dă kick acum. O să dau kick, dacă nu dați în momentul acesta ready. Aha. No, bun, hai. Dați ready. Bun. V-am zis eu că cuvintele astea magice funcționează, nu m-ați crezut. Bun. Deci Cosmina jurizează, mă duc la jurizare. Sunt curioasă cine o să câștige talul acesta. Îmi aștept rândul. Cosmin e cu Stiupus. Aparent pe Colette o eliminat-o din primul meci. Wow. Pe Sandy lasă să treacă. Pe Daryl îl elimină? Da. Mr. P eliminat. Mamă, elimină din prima. Știe exact ce își dorește. Jackie eliminată. Am emoții acum. Hai să vedem pe Leon. Îl lasă să treacă? Mamă, elimină pe Leon. Ok, pe mine mă lasă oare? Do! Deci până acum a trecut colonelul Ruffs și Sandy. Hai să vedem cine mai trece. Așa, și Spike? Oh, nu, deci nu cred. Am rămas doar eu și Sandy. Mamă. Acum e acum. Hai să vedem pe cine alege. Vai de mine. Mi-e frică. A, deci Alex, deci l-ai ales pe Alex câștigător, să înțeleg? Oh my god. Oh my god. Să înțeleg că Sandy a câștigat. Părea că aș fi câștigat eu, dar totuși a fost ales câștigător Sandy. Ok, deci vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul de Bravo iBrawler. Ați văzut ce s-a câștigat astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați subscribe, clonțopelul ăla să sune, să vă apăsați pe el. Instagramul meu este foxy.insta și TikTok-ul foxy.tiktok. Mă găsiți în fiecare zi live de la ora 2 pe Trovo. Aveți link în descriere, vă faceți cont și ne vedem acolo. Facem distracție, mini game-uri, nebunie. Pa, pa!